Cât de bun e Dumnezeu! În dimineața aceasta m-am sculat cu gândul acesta. Cât de bun e Dumnezeu! Și mulțumim fratelui Beni și fratelui Dănică că au lăudat pe bunul Dumnezeu cu această frumoasă cântare, aleluia, care în versul ei penultim zice la fel, cât de bun e Dumnezeu. Amin, amin. Dragii mei, ne uităm în istoria poporului evreu și apoi, de multe ori, ne vedem pe noi, fiecare. Și vedem cât de bun e Dumnezeu. S-a citit de dimineață, adică la începutul evanghelizării, din Proverbe și prea iubitul frate a explicat ce însemnează să fii leneș sau ce însemnează să fii harnic. Dar s-a citit de la început și aceste trei versete din 1 Împărați, capitolul 21, de la 27 la 29, unde ne prezintă pe Ahab. Ahab era împărat la Ierusalim, dar el, de altfel, nu la Ierusalim, ci în Samaria, că el era peste Israel și cei de la Ierusalim erau peste Iuda. Împărăția lui prospera oarecum, dar lucra și el împotriva legii, fiindcă legea lui Moise era pentru împărat să scrie cu mâna lui toată cartea legii și să o citească în fiecare zi. Să nu aibă neveste mai multe și să n-aibă cai mulți. Dar toate acestea el le-a călcat. Mai mult decât atât, el a făcut mult rău, pentru că el a luat femei străine și Izabela, cum îi zice Iehu, blestemata aceea, îl duce numai la rale. Așa că, într-o zi, el se uită peste o vie mănoasă, bine îngrijită, a unui om harnic, că via cere lucru mult. Nu știu care ați avut vii. Socrii mei au avut vii. Acasă la tata am avut o vie din asta mai, care se înșiră pângă căs. Dar socrii mei au avut 1000 de butuci altoiți cu cele mai speciale soiuri de viță,
cum ar fi Rieslingul sau Feteasca sau, știu eu, Busuioaca sau ce știu eu câte altele. Așa că l-a cules de vie, de-abia îți desfăceai degetele de olaltă, că să lipe ca și cum ai fi lucrat numai cu miere de albină. Și o vie din aia avea Nabot, un om drept din Israel. Dar Ahab, nesătul în felul lui, s-a uitat, măi, asta ar fi bună să o iau eu. Și a început un târg cu Nabot. Nabot a zis, nu se poate așa ceva, nu... Dar lasă-mi eu că e aproape de mine și așa, și îți dau și îți fac. Și... Nu, nu, asta e moștenire. Asta nu se vinde. L-a cuprins o tristeță și s-a dus acasă posomorât și blestemata. L-a întrebat, ce ești trist? Păi uite ce am târguit și el nu cedă și ana. Păi nu ești tu rege în Israel? Păi e, da, dacă el nu mi-o dă, ți-o dau eu. Și-o uneltit. Cum să uneltește pe cale politică? De aceea bătrânii sfătuie pe copii care învăța bine la școli. Fă-te orice vrei, dar să nu intri în politică, că politica e cea mai mare curvă. Azi e cu unul și mâine e cu celălalt. Și vedem că așa fac ăștia. Trec dintr-un partid în altul, fac orice. Și politica o învârte Izabela în așa fel, încât din oamenii de seamă a cetății îi scot o vină la omul fără de vină și conduc lucrurile cu alai până când îl omoară pe Nabot. Și atunci Izabela primește, gata, Nabot a murit, no, hai, el e de mână, hai, e în stăpânire via. Dacă însă ducem vie, Dumnezeu care le vede toate, își trimite pe solul său, pe prorocul Ilie. Și ca să nu citim mult, puteți citi acasă, capitolul 21 întreg, îl mustră Ilie din partea Domnului și arată ce nenorociri vor veni peste casa lui, cum va fi măturată toată casa, nici robi ai lui nu-l rămânea și ăia îi va omorâ. Slujile care le are și ăia îi va omorâ, prietenii, tot ce ține de casa lui Ahab va muri. Dar cât e de bun Dumnezeu? Ahab, când a primit vestea aceasta, întâi s-a purtat cu aroganță Ahab, că mă rog, el e regele. Dar mai la urmă a cedat în duhul lui. Auziți numai ce îi spune Ilie. La întâlnire, deja Ahab, până nu l-a văzut bine, l-a considerat vrăjmaș pe Ilie. Ahab i-a zis, versetul 20 din 21, m-ai găsit, vrăjmașule? Și el a răspuns, te-am găsit, pentru că te-ai vândut
ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul, voi aduce nenorocire peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobod din Israel. Și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului, o cetate de căpătâi. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. N-a fost nimeni care să fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab, pe care nevastă sa, Izabela, îl asăța la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făcea amoriță pe care îi izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. S-a ținut el cât s-a ținut, oarecum, în poziția lui, dar cuvântul trimis de la Domnul a avut putere. Niciun cuvânt care vine de la Domnul nu este lipsit de putere, ne scrie în Sfânta Evanghelie a lui Luca. Dragii mei, până astăzi, un cuvânt care iese de la Domnul e însoțit de putere. De ună zi m-am rugat pe internet pentru bolnavi și am primit mai multe telefoane din mai multe părți și a doua zi când au ascultat că în timpul rugăciunii în diferite țări ale Europei sau în Israel, au simțit fiorul Duhului Sfânt. Aleluia, aleluia. Și așa când iasă un cuvânt prin Duhul Sfânt de la Domnul, el e însoțit de putere până astăzi. Dar și atunci a fost însoțit. Cu atâta putere încât Ahab n-a mai rezistat. Și auziți, cum ați auzit de la început, ce spune acest sfântul cuvânt, smerenia lui Ahab. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Auziți ce face să te smerești? Smerenia te înalță până la tronul lui Dumnezeu. Mândria te coboară în păcate și apoi devii trufaș
și caz din fața lui Dumnezeu. Și Ahab devenise nu numai mândru și trufaș, el care a văzut puterea lui Dumnezeu, el care a văzut cum Dumnezeu, după 3 ani și jumătate, a trimis ploaie la rugăciunea lui Ilie. Acum, zice, mai găsi vrăjmașule. Ce drept cântau îngerii la nașterea Domnului Iisus. Slavă în locurile prea înalte și pace pe pământ între toți oamenii? Dar între cine? Între cei plăcuți lui. Dacă sunt doi care sunt pocăiți cu adevărat, ăia să iubesc, doresc să se întâlnească, lăcrimează de bucurie la întâlnire. Dar dacă sunt chiar penticostali, dar unul-i pocăit bine și unul așa, mai ca el, între ei a doi nu se poate face pace. Zice Proverbele, când se ceartă doi frați, apoi să se tot în pace sau să se tot certe că pace nu se face. Pentru că unul e din împărăția luminii și altul din împărăția întunericului. Și între lumină și întuneric nu este relație. Când pătrunde lumina în mintea unui om, atunci el se îndreaptă spre Iisus. Dar dacă e luminat de Iisus și pătrunde întunericul în mintea lui, lumina fuge de acolo, nu stă la un loc cu întunericul. Vedeți, întâi e menit ca lumina să biruie întunericul. Dar dacă cel luminat s-a pleacă spre întuneric, întunericul va birui. Și de aceea se întâmplă, cum și ieri sunau un biet frate de pe lângă Arad, frate, te rog să te rogi pentru mine. Păi de ce, mă? M-am pocăit de 4 ani de zile și m-am botezat și m-am simțit bine, dar n-am chiar părăsit țigara. Acum mai fumez câte 2-3 țigări pe zi, dar nu mă mai pot ruga. Nu mai îmi vine să citesc în Biblie. Nu mai îmi e drag de frați. Păi cum să-ți fie drag de frați care nu fumează și tu fumezi? Păi între tine și ei nu este legătură. Dar am văzut că te rogi pentru mulți, rogă-te și pentru mine. Mă rog, măi. Știi când? Când îmi dai telefon și spui că de 2 luni de zile n-ai mai fumat nicio țigară, atunci mă rog să ai putere să nu mai fumez. Dar până fumez, după ce să mă rog? Dar nu mai pot. Păi ce nu mai poți, mă? Te bate cineva cu biciul de la spate să te duci să cumperi țigări? Păi nu, atunci după ce te duci? Ai bani prea mulți, de ce îi dai pe țigări? De ce nu îi dai la un orfan să-și cumpere bomboane? În fine, lumina e menită să biruie întunericul, dar după ce se instalează în mintea unui om cujetul curățit cu sângele lui Iisus și pătrunde iar acolo întunericul, lumina fuge de acolo. Am vrut să vă arăt astăzi
Cât e de bun Dumnezeu! Cât e de bun Dumnezeu! Cum Dumnezeu Preasfântul să uită la Cel ce se smerește și se pocăiește! Ai văzut pe Ahab! Acum nu mai ținut la rangul lui de împărat. Acum nu mai umblat mândru prin curte. Nu mai umblat mândru în ședință cu alții. Merea încet, gândit și nu-i mai era rușine să lepe de hainele împărătești și să ia un sac din ăla, din urzică țesut, aspru. Și mai mult, nu-și mai lua pijamale calde noaptea, durme cu sacul. Plângea și se ruga la Dumnezeu. Cât de bun e Dumnezeu! O viață întreagă a făcut rău, a târât la idol pe Israel, a făcut multe rele și casa lui nenorocită și vai de el. S-a închinat și el la Baal și toate lucrurile după cum îl învăța Izabela. Dar nu știu acum, o săptămână, o lună, nu știu cât o ținut sacul pe el de nu l-o da jos, nici ziua, nici noaptea. Dar un ochi din slavă l-a privit. Măi, și s-a înturnat o hotărâre dumnezeiască, pentru că s-a smerit. Iubitul meu care mă asculți, la tine este loc de smerenie. Că dacă nu este loc de smerenie, apoi bai. În Noul Testament, prin harul Domnului Iisus Hristos, avem mai multe locuri în care ni se spune despre smerenie, dar eu voi citi doar câteva. Să luăm pe Iacov 4:6, să vedem cât e de bun Dumnezeu. Dar în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, smeriți-vă! Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Cât de minunat e aceasta! El ne poruncește să ne smerim, dar noi trebuie să vrem să ne smerim. Apoi, chiar și în Psalmul 25:9, ne spune la fel, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Ahab, care nu știa de calea lui Dumnezeu, învățase căile păgâne, învățase slujba la Asterteie și Baal și făcuse atâtea lucruri pe lângă toate astea pentru o vie și a vândut complet sufletul. Dar când s-a smerit, Dumnezeu l-a învățat calea pe care trebuie să umble. Și în smerenia lui a câștigat pe Dumnezeu de partea lui așa fel, încât el n-a mai apucat să vadă nenorocirea casei întregi. A văzut-o pe a lui proprie, dar casei întregi
n-ai mai apucat să o vadă. Dumnezeu i-a vorbit și de Izabela, ce îi se va întâmpla la Izabela, dar nici asta el n-a apucat să vadă. În schimb, ce-o zis Dumnezeu, aia s-a întâmplat. Glorie Domnului Iisus! După aceea, dacă vom citi, de exemplu, cuvântul Domnului și din Luca 14 cu 41, unde ne vorbește tot despre smerenie. Dumnezeu iubește așa de mult smerenia. Dar hai să ne apropiem de un alt om rău și uricios și să vedem și ăsta cum Dumnezeu din cer a putut să se îndure de el. Vom citi Sfântul Cuvânt din 2 Cronici, capitolul 33, începând cu 1. Manase, împăratul lui Iuda. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. După urăciunile neamurilor pe care Dumnezeu le izgonise dinaintea copiilor lui Israel, a zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare Baalilor, a făcut idoli Astarteei și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. Știți că până astăzi oamenii mai numesc Sfânta Lune, Sfânta Marță, Sfânta Miercure, Sfânta Joie, Sfânta Vinere, Sfânta Sâmbătă. Dar toate astea de acolo vin, fiindcă ei se închinau la oștirea cerului și le numeau sfinte și le socoteau Dumnezei. Și atunci romanii au pus nume la numerele de zile a săptămânii. Luni pentru lună, marți pentru martie, miercuri pentru miercuri, joi pentru Jupiter, vineri pentru vineri, sâmbătă pentru Saturn. Și uite-l aici pe Manase să închina la oștirea cerurilor. Dar nu s-o mulțumi cu atâta. A zidit altare în casa Domnului. Măcar că Domnul zisese în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare în întregii oștiri a cerurilor, în cele două curți ale casei Domnului. Și a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Himon. Umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chema duhurile morților, sigur, și care îi spunea viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. A pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcus în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu pusese lui David și fiului său Solomon în casa aceasta și în Ierusalimul pe care l-am ales din toate semințiile lui Israel îmi voi pune numele meu.
auzi numai ce-a făcut omul ăsta. Nu vom mai strămuta pe Israel din țara pe care am dat-o părinților voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit după toată legea, învățătura și poruncile date prin Moise. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase, cât o fă de rău, măi, cât e de bun Dumnezeu, vedeți? Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și și-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciune și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim și l-a pus peste împărăția lui Manase, a cunoscut că Domnul este adevăratul Dumnezeu. După ce l-a pus înapoi, a zidit tot ce-a străcat, a început și-a zidit, ba o sfărâmat idolii, i-a scos afară, i-a dat peste zid în vale și a înălțat pe Domnul, numai pe idoli. Dar vreau să vă spun acum că Manase acesta, când a fost prins, ne spun apocrifele care le-ați citit, și rugăciunea lui Manase este scrisă de altfel și în Biblia bogată, preoții ortodoxi, oricând primesc o mărturisire grea de la cineva, rostesc rugăciunea lui Manase peste păcătos, crezând că Dumnezeu poate să ierte. Manase, când ăștia l-au prins, i-au făcut o cușcă de fier și l-au dezbrăcat, l-au băgat în cușcă și l-au legat cu mâinile jos la picioare, îndoit că nu se putea să stea în picioare în cușcă. Și așa l-a dus la Babilon. Și împăratul i-a hotărât două porții de mâncare pe săptămână și apă. Și ce-i dădea ceva pâine cu tărâță, cum se dă la pușcăriaș. Și tot mereu trimite, mai trăiește, n-a murit, mai trăiește, n-a murit. Și numai că n-a murit. Și l-a ținut 7 ani în cușcă. La 7 ani o căpătat în mintea lui de la Dumnezeu, care l-a ascultat pe Manase, că a avut acum timp să-și ceară iertare. 7 ani adunat cârlig în cușcă și fără mâncare aproape nimica. Dar Dumnezeu îi ține viața. Ăsta a zis, Dumnezeul lui trebuie că îl ține cu viață. Scoateți-l de acolo, n-a spalați-l, îmbrăcați-l. Și o tot făcut exerciții cu ei până s-o, cu el până s-a îndreptat, că nu se putea îndrepta, era tot adunat. Și după aia l-a trimis la Ierusalim și i-a dat înapoi scaunul împărătesc. Cât de bun e Dumnezeu! Cât de bun e Dumnezeu! Cât de măreț e Dumnezeu! Am cântat cântarea aia bogată, care mai poate fi cântată mereu,
cât de măreț e Dumnezeu. Vedeți ce face smerenia? O viață de uzur. Copilul lui l-a pus în brațele idolului, care avea o burtă mare cu foc și de pe brațele alea aprinsă-l zbârlea în burta idolului și ardea. Au făcut atâta sânge, complut Ierusalimul de sânge. Mai mult, pe bunicul său, zice o carte evreiască, pe Isaia, și alta zice că i-a fost unchi. Dar când l-a pus împărat, ăsta i-a spus lui Ezechia, vezi că copilul ăsta are să mă omoare pe mine. Și așa a fost de cărpănos, la 12 ani s-a întors și a tras un dos de mână peste gură la Isaia. Și când Isaia mai târziu i-a prorocit tot ce trebuie să se întâmple, l-a tăiat în două cu firestreul pe Isaia. Am văzut în muzeul de la Londra cum să tăiem două cu firestreul. Era așa ca o covată unde punea omul și îl lega acolo cu fața în sus și un firez lung, mare, acționat, merea tot câte un milimetru mai jos, apoi întâi crepa nasul, apoi ajungea la frunte, apoi ajungea la bărbie, apoi ajungea la pe, până îl desfăcea în două. Nu-l tăia, hai că-i bași cu firestră una în burtă și îl tai în două, că aia repede ar fi murit. Dar tăierea cu firestrăul așa e. Și atâtea păcate cât a făcut omul ăla, atâția idoli, mai mult, a îndrăznit datorită politicii vremii să șteargă din cărțile sfinte numele lui Dumnezeu. Și tot Israelul a rătăcit. De aceea Dumnezeu i-a hotărât pedeapsa pe măsură. 7 ani să stai ca un cârlig, să mănânci numai de 2 ori pe săptămână și în pelcuța goală acolo, nimeni nu-ți mai schimbă ție cămașă și pantaloni. Acolo stai. Păi și când a văzut că 7 ani n-a murit, împăratul i-a dat libertate și l-a pus din nou în slujba lui. Acum, dacă a văzut că Dumnezeu l-a iertat, a căutat să îndrepte tot ce a stricat. Toate altarele reale le-a zvârlit de acolo, a zidit din nou altarul Domnului, a îndrumat din nou pe evrei să se pocăiască și el însăși s-a pocăit. Cu toate acestea, înțelepții evrei, zice că Ieroboam, Ahab și Manase, măcar că i-au spus că l-a pus din nou în împărăția sa, dar nu în cer, zice, ăștia în cer nu intră. Dumnezeu știe, dar am vrut totuși să vă spun cât e de bun Dumnezeu. Cât e de bun Dumnezeu. Să aveți încredere deplină în bunătatea lui Dumnezeu și să faceți așa fel încât să îndrăjiți nu haina luxoasă, sacul, să îndrăjiți nu mâncarea, postul, să îndrăjiți nu umblarea arogantă și zburdalnică, mersul încet și cu gândire adâncă, să se vadă smerenia și Dumnezeu pe cei smeriți îi ridică și le dă har. Cum s-a citit în Psalm, versetul la 14, Dumnezeu ce face cu cei care rătăcesc? Îi îndreaptă El. Așa a îndreptat și pe ăștia doi. Și așa îndreaptă pe mulți din rătăciți. Domnul să ne ajute. Amin.